domnului consilier Boagă Gheorghe, președinte de ședință, pentru luna martie 2018, la numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Comunei Târgu Troduș. La numărul 3, proiect de hotărâre privind acordarea premiului în bani, în cuantum de 800 de lei, cuplurilor care vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2018. La numărul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. La numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea materiei priorități obiective și plan de acțiuni pe anul 2018 transmisă de instituția prefectului din județul Bacău. La numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii Nicolae Iorga în strada Învățător Maria Rogoza și a străzii Marin Preda în strada Parohia Catolică și modificarea anexei numărul 1 la HCR numărul 40 din 2017 privind atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale Comunei Târgu Troduș, județul Bacău, în mod corespunzător. Iar la numărul 7, diverse. Menționez că proiectul numărul 6 are ca inițiator pe domnul Consilier Vicicolo, iar celelalte proiecte au un inițiator pe domnul primar al Comunei Târgu Troduș. Dar invitat în tot domnul primar. Asta de-aia a făcut mențiune, da? La mine se scrie clar, domnul Consilier Local de Dimitrizeu. Așa. Vă supun la vot, dacă sunteți de acord cu această ordine de zi a ședinței. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Deci abțineri și contra nu. Bun. Și acum să trecem la treabă. Înainte de a trece la ordinea de zi, vă supun atenției procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 7-a 2-a 2018. Primul rând să vedem dacă se scrie cineva la cuvânt pe la marginea acestui proces verbal. Domnul Liviu Nichizeru, altcineva? Domnul Liviu, vrea să mă rog la urmă. Da, domnul Nichizeru. Vreau să fac o mică remarcă la procesul verbal din coordinat din 21-a 3-a. Vreau să spun, doamne secretar, la proiectul numărul 6, care a fost respins, adică au pus 14 acțiuni, în asta a trecut 15, doamnă. Și se mai crede că au fost numai 14 consilieri prezenți, da? Și după aceea să nu fie probleme. Eu doar acolo am să spun. Mulțumesc. Deci am modificat în procesul verbal și erau 15 acțiuni abțineri. Deci au fost numai 14 consilieri. Da, trebuie domnul Vidal, da. Domnul Mulțumesc. Da, trecem la vot. Cine este pentru? Acum vă supun atenție procesul verbal al ședinței extraordinare din 7-a 2-a 2018. Se scrie cineva la cuvânt? Are cineva de obiectat? Nu. Trecem la vot atunci. Cine este pentru? Abținere împotrivă nimeni. Eu. Cine este pentru?
Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-2021. Vă rog că îmi scrie la cuvânt, dacă se scrie cineva. Domnul Miguel Iuliu, la cineva. Domnul Ungureanu Petre. Aș dori să întreb, văd că avem un excedent de 201.000 lei din anii anteriori și vrem să întreb doamna comandantă și de față să știm exact. Am rugat-o bine la ședință să ne spună exact unde vom folosi. Îi vă dăm undeva ca să bine, văd excedentul meu aici, președinț, care avem. Deci 201.000. Bun. Îi avem un scop bine definit, adică să știm. Da, avem proiectele care sunt pregătite. În derulare. Da. Mai avem nevoie de, nu știu, da, câte 200.000 de euro. Cum? Mai avem, nu știu, câte sume de 200.000 de euro pentru să-i facă așa. Sunt nevoie. Cum ar fi? Adică sunt nevoie, dar pentru ce am? Pentru proiecte, pentru cofinanțe. V-ați uitat pe la lista de investiții, ați venit ca să vă spunem. Nu la lista de investiții, dar povestea este. Deci bine că ne-au rămas. Eu nu am spus că e rău că ne-au rămas. Da. Am putea să luăm să facem și ceva, adică dacă tot facem ce-am trecut pentru sectorul de drum de la tot asta, e tot porțiunea de un kilometru, spuneți dumneavoastră. Un kilometru 200. Dar cred că e mai mult. Mă rog, să spunem că e un kilometru 200. Am măsurat de 1000 de euro. Am înțeles. Direct. Cu ruleta sau cu ce? Cu automobilul, cu ruleta, ce vreau cu proiectul. Și v-a reieșit o, o lungime de 1200 de metri, da? 240. Am înțeles. Bun. Am putea să luăm, că și așa nu se facă nimic, brokerii tot spun de fiecare dată, la fiecare ședință, broker. Măcar cu utilajul nostru nu am putea să mergem. Să luăm ceva de la transporturi, să nu mai aruncăm bani în vânt și să punem, să facem altceva. Dacă tot faceți la Tuta un perimetru, să facem și la Târgu Trotu și la Vișoara, am de putea... De ce iscați de spus dumneavoastră să ar face la Tuta și la altă parte nu? Păi, pentru că... Vreți să vă lista de investiții pe Târgu Trotu? Avem proiecte aprobate de Târgu Trotu. Păi, da, care sunt în care nu are pe proiectul ăsta. Deci nu are nici un proiect. Proiect, pe ce proiectul? Nu, stați puțin, eu am punctat așa, pe ce proiectul? Pe PNDD sau pe proiect din bugetul local? Pe ce avem? Proiectarea avem făcută. Dar banii de unde vor veni? Stai, domnule, banii! Sunt deci, vorba de, este vorba de trei proiecte de asfaltare. La care te referi dumneavoastră? Deci, kilometrul la 200? Kilometrul la 1, kilometrul 200. Este din buget local. Vine din bugetul local. Așa. Bun, și celelalte proiecte, care tot îi susțineți aici, care încercați să mă contracarați, pe mine, să mă contraziceți. Că nu e adevărat că avem proiecte pentru Târgu Trotu și Vișoara. De unde vor veni banii pentru finanțare? PNDL. PNDL? Și cu finanțare cu gama. Dar nu te contrează nimic. Nu, nu, nu. Păi nu, dar mai contrat puțin așa, mai contrazis. Bun. Și foarte important, aș dori să știu, personal, așa. Am acest drept. Când vor fi? Pentru că dacă ai spus că la Tuta se va începe anul acesta, când va fi la Târgu Trotu și la Vișoara? Concret. PNDL 3. O trebuia să știți. Începe în martie. Pe 1 martie se deschide sesiunea. Noi vom depune dosarele imediat cu tine. Da? Înțeles. Deci am depus pe PNDL 2, am depus 4 dosare, 4 proiecte, din care 2 de asfaltare, apă, canalizare și cu podul și cu. Bun, eu vă promit, eu vă promit, puneți, și în soare,
tu nu ai întrebat nimic. Deci, la început în martie, eu o să vin cu altă întrebare în luna aprilie. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnul. Da, da, vă mulțumesc. Domnul Ungureanu, vă rog frumos, aveți cuvântul. Eu zic să văd ca mare. Este o problemă cu general public? Nu. Aș fi vrut să întreb. Aici este trecut 250.000. Ce înseamnă 250.000? La locuințe, servicii dezvoltări publice. Aici e iluminatul public. Iluminatul public, da. Ce înseamnă suma asta? Servicii de reparații, iluminatul public, care este aproximativ 1,5 miliarde, 2 pe an. Și servicii la apă. Și servicii la apă? Da. Adică serviciile la apă la ce? Servicii la apă. Mai sunt anumite lucruri care trebuie să le suportăm noi. Reparații și așa? Da, da. Sau de plătit alminiale și care le plătim un DSB, un șeptă de aici le plătim. În medie am avut la apă de comisie. Da, nu e problema de așa. Da. Am văzut aici estimări pe 2019-2020, deci de la 250 pleacă la 2050. Domnul, lăsați-mi că sunt procentual. Da. 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 Deci da. Nu este dintr-o dată sau e, la anul sunt modificul, bine. Da. Deci nu se întâmplă că la anul estimările astea să fie spre aproape, adică nu fie 10, să fie 10. Sumele astea să fie spre 2-3 ani de mai mult, tot așa. De asta spun pentru că m-am uitat pe site-ul primăriei în 2015 și a fost publicat în publice bugetul local detailat, de venituri pe capitole, subcapitole, cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole, cheltuieli și paragrafe. De asta zic că așa ar fi trebuit să îmi pune și nouă acum, ca să știm atunci să fie mai ușor pentru noi ca să deducem tot. Și nu aveam atunci atât de alte lucruri. Consiliul Județean a venit de la ora 2:30. Se putea face și fără. Exact și fără. Nu știa ce limită. Se putea face. Eu sunt văzut acum la 5:30. Și au venit după. Și a venit la 5:30. Mai grav decât de ce? Și aș întreba un amendament la transportul cu 300.000 de lei. La secțiunea de funcționare. Dori la această sumă de la din anexa 1, capitolul 8004, includerea sumei de 300.000 de lei la secțiunea de dezvoltare pentru transportul sub capitolul 8402. Totodată această sumă se înscrie la capitolul 8402 transportul din lista de investiții să fie trecut în partea cealaltă. Adică noi în suma de 300.000 pentru ce cheltuim acum? Dar nu se cheltuie. Dar pentru ce vor fi folosiți? Domnul dezvoltare. Deci asta să înțeleg că vor fi folosiți și pentru... Dacă trebuie să balastezi un om, te poți duce în secțiunea de dezvoltare. Asta este ideea, că eu n-aș vrea să mai fie la asta. De asta vin cu motivația asta. Dacă trebuie autogrede, da, după ce plecați din ședință, peste o săptămână, două, când sunt gropea, să strigați. Nu, dar nu e neapărat. Gredul poate să vină și să facă cum o sacrificat cu omul spate. Bun, nu trebuie. Nu e nicio problemă. Fai să amestecăm și eu să-ți mă gândesc. Deci eu așa aș spune că mai bine facem, păi și tot acolo, la scurul în partea celorlalți, tot facem un drum, cu asfalt măcar, în 3 miliarde. Mai sunt aici Gărtobo, de aici trebuie să le plătesc. Nu mă pot duce în secțiunea de dezvoltare să le plătesc. Da, dar noi dacă tot ridicăm balastul ăla și tot punem balastul ăla. Scrieți ce doriți, eu fac și dumneavoastră vă asumați. N-am niciun problem. Eu am spus și eu mi-am spus părerea. Deci eu nu aș fi de acord, motivația mea. Nu sunt de acord. Domnul Ungureanu, să știți că referitor la tot conducătorul de drum nu s-a pus. Deci țineți cont, anul trecut s-a făcut drumul pe Văratic. Pe Văratic, așa, de 1 miliard și ceva. Deci nu s-a pus drum, s-a pus palasul pe drumul lui Expreu când a fost nevoie. Pentru că atât l-am răcărit, la un moment dat au ieșit bolovani.
Și s-a mai pus un strat subțire. Bun. Necesită iar pe drumul ăla de la Veratic să fie iar întreținut din nou drumul ăsta. Deci nu donează balastez din 2002. Sunt alte drumuri. Eu zic că suma, o parte din suma. Trebuie să facem metrică. Trebuie făcut drumul de la intrarea. Pe partea asta, pe intrarea la Gorbaciov, că dacă intră asta în reparație, o să fie blocat drumul ăla. Deci noi trebuie să ne pregătim. Și atunci de unde o să fie? Nu tot de acolo. Trebuie să luăm balastul din frotul, să-l facem. Să trebuie să facem. De astea mereu o fiecare, iar 3 miliarde, în loc să facem o stradă de asfalt, o să punem o plenare. Este prin zonă. Dar nu mai e. Unde este? Dumitare, dacă la devizul este mai bine, domnul Vreanu. Mai sunt drumuri agricole care trebuie de reținut. Devizul estimativ la proiectele pe PNDR, la cel cu 6.300.000, ajunge la 70 de miliarde. Deci faceți un calcul vă rog și gândiți-vă cât ajunge kilometri de asfalt. Este imens. Da, dar putem pune în covor asfaltic subțire. Da. Deci, de 5 cm. Domnule, vă rog frumos, lăsați-vă domnul Gureanu, ca să știe în legătură cu asfaltul, covorul asfaltic la noi. Să nu înțeleagă nimeni că noi nu suntem în profund. Am înțeles. Deci nu este, deci sub nicio formă. Să nu înțeleagă nimeni. Că suntem împotrivă pentru a se asfalta. Dar dorim ca pe parcurs să fie asfaltate și alte străzi. Dar eu mi-aș dori să se asfaltez tot odată. Iar dumneavoastră ați afirmat în comisie că se va asfalta 5 metri. Nu? Așa am înțeles. 5 metri ce? Lățimea. 6 metri. 6 metri. Diferența va fi suportată, adică pentru rigore, mă refer la rigore. Ați spus că va fi suportat de fiecare cetățean în parte, care va, vă rog să spuneți din loc ca să înțeleg mai bine. Care va dori să-și betoneze în față porțiunea lui, de jumătate de metru, un metru, depinde, că nu peste tot un metru. Am înțeles. Dar cine nu va dori? Nu, ascultați. Cum va funcționa rigora respectivă? Deci, într-o parte, exact ca la Probuș. Într-o parte e înfundat, într-o parte desfundat. Dar nu este rigora, dacă nu țineți minte cum am explicat destul de clar. Nu e nevoie, rezoluția, nu e nevoie de rigolă de 40 de parte. Nu va să rigolească de denigrare, dar să ajungă apa la vad. Am reținut, eu asta am reținut. Și nu cred că la tot ar fi problema asta să nu-și fac. De exemplu, vă dau un exemplu simplu, concret, acum, recent. A fost o mormântare, da? Așa. A fost o mormântare din banii primăriei, nu? Da. Respectiva porțiune va fi suportat din banii primăriei ca să fie dus până la capăt. Da, știți, dumneavoastră veniți cu întrebările, dar ce ar fi să veniți cu soluții? Păi eu... Păi punem întrebările, hai să venim cu mai soluții. Păi pentru că dumneavoastră ați venit cu ideea de asfalt și să fie care să fie. Deci ați vorbit dumneavoastră... Aici vorbiți de niște treburi care nu interesează pe cetățeni. Acolo este drum public, domeniu public. Și atunci... Și atunci trebuie să-l amenajăm tot, nu? Exact. Și atunci cum spune domnul? Dar prin bunăbunirea cetățenilor și le amenajează, da. Facem o văzătere de consiliul local. Păi toată lumea trebuie să-și vină până la limită. Din aia 300 de mii, din aia 300 de mii, să vă duce și acolo bani. Exact. Dom'le, înseamnă că ai ceva în cap când faci acest proiect, da? Dom'le, eu îi pun impuls sau... Nu putem lăsa peticii, nu putem lăsa peticii. Păi eu asta spun, că dacă nu-l duci, rigula respectivă, dacă se va întrerupe, apa atunci a... Asta sunt chestii de urmă. Da. Da, mulțumesc, domnul Gorbiu, vă rog. La capitolul învățământ, dar și doamna contabilului chestia noastră, la secțiunea de funcționare, banii alocați sub 400.000 lei, cam... 435. Da. Ce prioritate? Care ar fi prioritate să fie prioritate? 235 de TVA, față școlii. Bun, bun, bun. Așa? Dar când am propus această cum aici, în ce direcție sunt eu? Reparații pentru centrală ce... Deci, da. Avem centrală, asta sunt niște deci, deja am discutat. Avem doi fără mobilier, vinul mobilierului la... Da. Chicurul, la investiție. Și avem la țara aici, la totuși. Da, da, da. Deci, avem de valoare. Adică sunt multe lucruri făcute. Să-ți concretizez ce este mai prioritar. Ați, da.
Da, domnul Barbier, ați terminat. Da, puteți, da. Domnul președinte, eu și vreau să-mi întreb dacă apa care se scurge din sat, unde o să... Apa fluvială? Apa fluvială. Și dacă se toarnă coborul? Vă referiți în satul da, da, la coborul asfaltic. Da. Este autoritatea primării. Pentru că eu țin un teren de la cineva și exact în acel teren, toată apa ce vine din sat, acolo se duce. E vorba de spatele lui Emin, nu? Da. Apoi trebuie mă. Alumina. Acolo mai are... Păi și atunci nu știu ce vine. Cum? Mai are cineva acolo pe tine care ar fi dispus ca să... Ne-ar trebui cu un gurean? Să-l vândă. Face un colector. Trebuie un colector ceva și pus în altul. Și așteptăm soluția celor care vine cu proiectul. Știu că e aceeași problemă. Drenare. Exagerat, exagerat nu este, dar totuși este niște apă care duce la bani. Da. Acum mai trage pământul, dar atunci... Da. Deci probabil va veni un șanț care va duce. Da. Vedem unde... Da, doamna, da, 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 da. O întrebare aș mai putea. Am putea spune unde se regăsește suma care trebuie dat pentru eroi? Pentru eroi. Monument. O să se regăsească la rectificarea de buget. Deci exact. Nu am înțeles. Rectificarea de buget mai este pentru luna de iulie. Deci asta înseamnă. Deci o vară. Până la noi să fie un de acolo, putem să-l prea, că se face să nu. Cred că și am explicat chestia asta, că o să facem o rectificare de buget. Nu știu dacă am... Până acum, cred că ce l-am zis, am și făcut. Așa că cred că ar trebui să mai spun mai. Nu știu că nu mai încă. Da? O rezolvăm. Toate lucrurile nu trebuie discutat chiar. Da? Bine, domnilor. Da. Mai... Aș vrea să întreb dacă în acest buget este prevăzut sau poate la următoarea rectificare ceva contarea până așa. Să ținem cont că este singura porțiune care nu ține tarică din comună și țeava e o porțiune țeavă recuperată și ar trebui făcut un efort. Știu discuția, am discutat și cu lumea cu Avișoara și cu doamna Vici, chiar discutat să se discute, ar fi vorba de pastia unde avem lucrări pe acolo și cu țeava asta care avem probleme. Eu am vorbit deja cu parte din oamenii care au pământ, undeva trece, sunt de acord să intrăm în domeniul lor, dar nu la vară când vor să aibă cultură. Trebuie măcar porțiunea urgentată până în luna mai. Aprilie, mai, da. Măcar cu porțiunea aia unde sunt proprietăți cultivate. Și din stat nu vom putea finaliza tot. Deci nu tot, dar să... Nu știu cât o să putem. 200-300 de metri, cât putem face prima fază ca să... să terminăm și cu... Deci ați văzut și anul trecut, când am făcut înlocuirea aia altă, cum se prezentau conductele metalice. Eu cred că am susținut cauza așa, dar nu am putut de ceva. Mergem înainte, da. Eu țin să afle și consiliere că sigur, va fi prioritar. Sigur, sigur, sigur. Da, domnilor, și acum să trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect de buget? Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, o întrecem la proiectul numărul 3, proiectul de hotărâre privind acordarea premiului în bani, în bancă de 800 de lei, cu cuplul care va împlini 50 de ani de căsătorie în 2018. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, da, domnul Stălea, am cineva. Este o idee foarte bună, dar ce aș vrea să remarc, aici am văzut că într-o acolo în primărie, când s-a încercat să afle numărul de cupluri care până de 50 de ani și s-au luat de căsătorii. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că sunt cupluri poate care nu sunt căsătorite în comuna de acolo. Și s-au mutat. 10, 15, 20 de ani s-au mutat în popor.
trebuie ținut cu încidează de lucruri care nu sunt pe registrația registrului de factorie a comunitării de Lăcăști. Și care au contribuit da. Măcar 10 ani. Da. E dificil, dar există o discriminare în cazul ăsta. Pe poate s-au căsătorit la Unești. Da, ei au s-au căsătorit. Împotrivă, da, mulțumesc. Trecem
aprobarea schimbării denumirii străzii Nicolae Iorga, strada Crezător Maria Rogoza și a străzii Marin Preda, strada Parohia Catolică și modificarea anexei numărul 1 la HC numărul 40 în 2017. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, domnul Liviu Nichitelu, altcineva? Da, aveți cuvântul, domnul Nichitelu. Mulțumesc, domnul președinte, dreptului și domnul. Știți foarte bine că am invitat pentru schimbarea denumirii, am copiii Comunei Petru Trotuș, în special satului Petru Trotuș. M-am gândit că ar fi foarte frumos și bine să-i dăm denumirea străzii, iar discutând cu cetățenii din spatele parohiei și cu părintele paroh și cu alt preot vicar, au spus că e un lucru benefic să-i acord, să-i modificăm strada, strada parohiei catolice. Da, doar atât. Nu vreau să rețin un scurt și prea mult. Atât, dacă dumneavoastră speță colegii mei, speță de acord. Da, vă mulțumesc. Să vin în completarea declarației dumneavoastră. Și am să vă spun că dacă ați fi completat hârtia în ianuarie 2017, nu se mai ajunge aici. Dar asta, deci, nu a fost cineva împotriva a se da în denumirea de Rogoz. Li s-au dat străzile de la Cutare până la Cutare, domniile voastre, deci dumitare nu l-ai... Nu, Adrian, ce să intrăm în polemici acum? Deci nu intrăm în polemici. Păi, dar eu am venit, doamnă scumpă, doamnă secretar, am propus... Nu, deci am propus schimbarea denumirilor de străzi și nu am mai găsit atunci, nu am mai găsit hârtia care, deci care am venit atunci cu o modificări și adăugiri. Și ca drept exemplu, să vă spun că veniți o aberație aici pe strada asta, care e strada primăriei, frate, și aici este centru. Da? E strada Gaidar, să nu mai să stai, că după aia veniți cu altă denumire. Păi stați, fraților, așa. Și după am discutat. Strada care e strada primăriei, cu strada noastră. Pentru că, băi, OAT, instituție, da? Punem strada, adică să se poată ghida. Unde mergem? Strada Popești Ordeni din Deal. Da, trecut o păfoiază. Mă rog, dar este strada, Alexandru. Așa, da, este Alexandru. Dar, mă rog, eu vreau ca să trecem, să lăsăm totul. Vrem să lăsăm totul, să nu-i trecem. Doamnele, ce stă asta, niște modificări? Deci legea permite. Pe deci parcurs, permite, da? Deci dumneavoastră a inițiat un proiect de hotărâre, bază legală există. Pentru că este atribuire și schimbări de denumire. Așa se va întâmpla și la voi. Dar cu strada eroilor, nu știu. Da, deci la voi se va întâmpla așa. Luna viitoare, deja ne-a rugat. Hai să vă spună... Dar era asta, era asta o să spună. Am intrat pentru fărăla asta. Deci vreau să vă spun ceva. Domnul Mureanu, știți ce vreau să vă explic? Deci, modificarea schimbarea asta de denumiri, necesită niște intervenții la nivel național. Nu vă gândiți să facă așa numai pe hârtie la urmă. Deci este o comisie care acum iar ne avizează la Bacău. De asta zic, dacă aveți și alte propuneri pentru schimbări de denumiri, puneți-le acum. Nu putem intra de lună în lună. Costurile ăștia de la sistemul național, de la evidența populației. Am menționat și înainte, dar domnul Gelu mi-a luat înainte. Nu știu ce v-am adus mai pentru că la noi, eu mă tot duc să fac monumentul eroilor în partea mea, e altă stradă și m-am dus strada eroilor la domnul Cea. I-ați luat strada domnului Voice? Da, i-am și vedeți? Ați făcut tot ce este sensul ăsta, nu trebuia făcut tot ce este sensul ăsta. Venit frumos. Adică vine la monument, se duce la monumentul ierurilor, se duce la Gero acasă. Păi poți să poate să facă. Până acum n-am avut nicio stradă. Acum când ne dăm iar, lăsați-le așa, vorbesc un an, doi, trei, ce să mai vorbesc. Da, domnilor, deci domnul Vărtar, dacă aveți ceva de adăugat. O singură remarcă. A fost învățătoare sau profesoare? Învățătoare. Deci așa și specificat. Strada învățător, da? Mulțumesc. Mai sunt domnul Moise. Ar mai fi modificat, dumneavoastră, vă întreabă doamna Seară. Domnul Vărtar. Păi ce să mai modificăm? Nu o să mai apară plăcuțele nici, cred că nici în 2050. De comandă n-am dat. Păi dacă se poate face modificări. Eu cred că ar fi bine. Deci nu știu, acum... Susțineți-vă bună. Deci nu că acum iau de la Gelu sau nu știu ce, dar calculați așa. Deci e monument al eroilor la noi acolo, da?
și o să fie strada erorilor în altă parte. Nu știu cum o să fie. Deci la voi ce stradă? Păi nu mai este nicio stradă. Ce să mai Domnilor, deci propuneți modificări sau nu, domnule de la Țuga? Nu. Bun. Atunci, haideți să supunem la vot modificarea de la Trotuș. Cine este pentru schimbarea denumirilor? Toți. Abținere împotrivă, nimeni. Mulțumesc. Și acum, la numărul 7, punctul diverse. Dacă se îmi scrie cineva la cuvânt, da, domnul Scurnea, domnul Boagă, domnul Scurnea, aveți cuvânt, vă rog. Da, două puncte scurte. Aș vrea să le aduc în atenția conducerii primăriei. Dacă se pot monta câteva candele în punctele cheie și de la Vinșoara. Da. Văd că la... Mai durează. Da. Și v-aș ruga tare mult. Avem discuții în sat cu cei care au contribuit cu aia 250 de lei pentru apă. Sunt câțiva care n-au dat și le răd de nas celor care au dat. Și au spus că beneficiază de acele facilități. Și la trotuși. Trebuie urgent, ați făcut ceva, gândit o strategie, o să, ca să mă cerci bani, o să-i restricționăm de la anumite treburi în casă. Adică se simtă și ei că... Se simtă și ei acest efort. Și la Târgu Trotuși, toți, da. Da, ce la Târgu Trotuși, nu mă dat, ce că cu care nu am văzut. Da, mulțumesc. Atât, mulțumesc, domnul Boagă. Haideți să-l domnul Jumadu, că nu știu următoare. La școala care există în Vișoara, ca construcție, funcționează o grupă de grădiniță. Simbolul național al țării, drapelul tricolor, este mereu profanat. Da, jos, luptă coada și stă totul altceva, dar nu are legătură cu simbolul național. De acolo Ștefan cel Mare, dar ce m-a fi inventat, nu știu. Deci rost are să stea acolo. Mie ce să problema faptului că steagul Ștefan cel Mare este arborat alături de tricoloși. Dar nu face parte de simbolul național acel steag, dacă îl putem numi steag. Dar jos, nu. Nu este nimic. Domnul Andrei, vă rog. Aș dori să discut... Vă rog, cap prin boschet. Păi și noi ca și consilieri, dacă vedem această problemă, trebuie să o rezolvăm. Nu, dar vreau să vă spun că nu este aruncat, a căzut în zăpadă și a rupt. Și acum s-au dus oamenii să repare. Nu că... S-a repărat zăpada când te-a jos, o rezolvat. El era pus acolo în boschet. Da. Bun, aș dori să discut un pic, să vedem ce facem cu apa asta, ce se aude. Vine crabul, ne ia... Ce facem? Să știi și lumea asta. Deci ăsta e primul lucru care e cel mai interesant. Nu, dar să știi că plătează și plătim și să știi... Deci, în primul rând, trebuie să vină să plătească, în primul rând, să plătească. Nu, să vină, pentru că ai reprezentanță, nu știu, tot așa, dar cine are obicei, cine are... Restanță este, da. Poate să vină și să plătească aici, sigur. Am primit o adresă săptămâna trecută bine, dacă nu mă înșel, prin care, într-adevăr, joi, săptămâna asta va veni o comisie, puteți veni și domniile voastre, pentru preluarea rețelei de apă. Vom vedea cum o să găsim un punct comun, o să ne susținem și noi punctele noastre și probabil punctele lor. De-aia și, dacă tot s-a deschis subiectul, v-aș invita să veniți undeva vreo la 10 de acum. Când o să coborăm, o să vă amuie deja să iau adresa. Așa. Știți destul de bine că la un moment dat m-am candelit ca să mai fac investiții pe traseu de apă, pe teritoriul de Vișoara și cu așa. Sperând că o să vină ei să facă. Mă iertați că vă întrerup.
ar fi bine să dăm spre folosință instalația. Dar nu, nu înțelegeți greșit. De deci nu se dă, instalația rămâne la noastră. Și adică deci trebuie să facem investițiile noi. Investițiile am înțeles. Acum să vedem. Joi undeva la ora 10, dacă nu înșel, dacă vreți. Și... anunțați și vedem. Da, 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 ce da. Da. Rămâneți undeva și vedem exact acum jos la adresa. Rugămintea mea este să vină și să se plătească sau să se primească casierul și să se plătească ca să nu avem probleme. Da? Suntem într-o... mai avem o restanță... După cum bine știți, avem să închis pe unul din cont de când am avut problemele respective, pe Trăbuzul și Vinișoara. Mai avem o sumă de bani de dat și se va îndepărta să ghesul de pe contul respectiv. Deci vom intra în normalitate. Sperăm să nu se ajungă înapoi. De asta am zis, haide să facem ceva, să mai dea bani care erau dat. Constrânși cumva. Da, bă, știți destul de bine că problema asta a apei o avem din 2006. Suntem în 2018, aproape un an de zile, 2 ani de zile. Eu am încercat pe cale ameabilă, nici de cum prin scandalul, să o rezolv, cu toate că am avut păreri pro și contra. De acum, cine și-a pus instalațiile la punct, am avut argumente defecte, sigilii rupte, necitite, contoare neconforme și așa mai departe, o să înceapă probabil și treaba să meargă din casă în casă în perioada următoare și să le ia la pas. Da. Foarte bine. Din casă în noi, din casă în casă, clar. Deci ei nu să, pentru ei, noi ne-am arătat disponibilitatea de a colabora cu ei. Eu n-am putut să vin și să mă, și așa știți destul de bine, am început protestele respective, cum am scos-o la capăt. În schimb, ei probabil nu vor fi ca noi și să înțeleagă că Domnul îți dai noștri. Așa este normal. Exact. Bine, dar numai 2 ani am tot făcut în așa fel încât să fie treaba. De acum cine a înțeles și nu va suporta. Bun. O întrebare vreau să pun și eu. La trecerea asta spre folosință sau, mă rog, ce implică asupra fosturilor care avem vreo posibilitatea, un contract, o constrângere, o să înțelege, e bine să exploateze sau să... O să se regăsească în prețul apei exploatarea lor, a instalației. Deci, în loc de 3,7, să fie 6 lei, 3 lei, cât o să fie 5 lei. Apa se va mai mări un pic. Dar niciun caz la șase. Aia nu-i s-o sumă. Poate să mai mărește un leu. Hai să luăm 3 lei. Poate să mai mărește un leu, dar măcar nu-ți mai ia apa. Deci, domnilor, consilier. Oricum să aibă chef. Haideți să facem aclar. Haideți să facem așa. În contractul care va fi timpul să-l semnăm, punem o clauză prin care un anumit timp să nu se umble la preț. Nu știu. Deci... oricum se va ajunge în Consiliul Local. Deci nu se va ajunge, nu se poate fără Consiliul Local. Dar de asta este ideea. Deci modificare va fi, va fi justificat aici, fundamentare pe preț, deci... A se vrea să spună ce trebuie să facem. Ideea asta este pentru că noi nu avem competențele necesare de a ști să facem contractul sau să iau 10 juriști. Deci contractul 4, nu există. Deci trebuie să fiți conștient. Nu știu, eu de asta zic. Deci, domnul Brian, fiți conștient că nu mai e ca pe drept. Care pe care? Cum se poate și mă nici... Acum, juriștii lor au obligația să ne învețe și pe noi în casă, nu știu. Deci este destul de... Eu aș vrea să fiu, adică... Da, mai aveți ceva de adăugat, domnul Adă? Mulțumesc. Domnul Mititelu. Aș vrea să întreb pe domnul Adrian Popros dacă ultima, la ultima ședință, la ultima discuție din ianuarie, ați luat măsuri cu ceea ce v-a rugat cu Beco, pentru că nu mai probabil. Ați spus Beco la undeva. Da, este Beco. Da. Mulțumesc frumos. A doua problemă, când mai sunt pe propriile astea, mai rugați utilajul nostru, păstrăzele, toate străzele. Nu, să mai dea puțin, mai tragă cu lasă. Știți de bine, sau poate nu erați acasă. Deci cum s-a dus apa, am și rugat utilajul. Dar dacă plouă, nu... Deci trebuie să fie serios ca să joci. Da, ok, bun. Eu am să văd pentru ce zăbat. Și a treia problemă, domnul, v-am întrebat. Și a treia problemă.
Spuneți-le și colegilor noștri aici. Și datorii mai avem, deci noi mai avem sechestru asiguratoriu. S-au luat banii. Câți bani s-au luat? Deci 200 aveți... de milioane mai avem de datorii. 200? La apă? Da. 200 de milioane? Da, datoria. Asta e toată datoria? Pe reșalonare. Pe una din reșalonare. Pe unul din dosar. Eu nu din dosar. Dar unitatea ați fost la, la ședință, nu? Fă eu am fost la ședință, dar eu vreau să spuneți dumneavoastră. Să aud eu așa din cura... Da, ca să știm exact. Care e suma totală? Deci, pe sechestru, avem încă suma de 20.000 de lei. Da? După care vom cere eșalonarea pe lunile mai 2017 până la facultate. Da. Mă, dar eu v-am întrebat altceva, nu vreau. Care e suma totală de dat la, în afară de sechestru? Da, suma totală e 1 miliard și... 1.800.000 Păi și cu banii aia spun ăștia și s-au făcut. Spun o grămadă. Eu am încercat să le explic. Dar nu s-a încasat. Nu. Care au dat aia 350. Nu. Eu am încercat să le explic. Aia care au dat. Așa. Ce s-a făcut? Mulți vor să știi. Ce s-a făcut? Domnul a dat 3 milioane jumate. Numai puțin. Și el spune că dacă a dat 3 milioane jumate. Nu, e fals, am spus. Nu, trebuie să dăm, să plătim apa. Și eu am dat bani. Fiecare. Și am plătit pentru tot. Dar eu vin și îmi plătesc corect. Deci lumea trebuie înștiințată. Deci lumea trebuie înștiințată. Nu, dar tu trebuie să faci treaba asta. Așa. Lumea trebuie înștiințată. Și dacă nu vine, dă-i o broșură sau dă-i un anunț din ăsta. Păi eu cred, eu ți-o spun, dom'le, din banii ăștia, ăștia au trebuit ca să ieșim dintr-un impas care era foarte grav. Deci banilor ăia am apărinat. Deci datoria totală a fost de 4 miliarde. Da, păi dar și eu cred că rețineți. Pentru când am apelat la dumneavoastră, n-ați venit niciodată să mă ajute. Deci nu... Deci chiar n-am venit niciodată. Deci, am ieșit cu tine, Adrian, în sat. Am ieșit cu tine în sat la Strâzbani. Trebuia să mă fi luat. Adrian, dar nu mai fi ipocrit. Am ieșit cu tine în sat la Strâzbani? Depășești. Am ieșit cu tine în sat la Strâzbani? Băi, am ieșit, da sau nu? Da, domnule. Băi, atât vreau să începe. Ce mai dăm din cartea? Da sau nu? Atât o dăm cotită. Ce faci mai? Da, te mulțumesc. Domnul Oandă, am văzut că vrea să ne-a dat... Să zic, exact ce a zis domnul Sfârnean. Deci cei care au dat bani la apă, 3 milioane jumate, acum îi lați, râd în nas, le dă în față, că bă, ce prost ai. Domnul Oandă, aceeași treabă ce a zis domnul Sfârnean. Va veni timpul în care se vor așeza lucruri. Și știu eu de ce zic, nu vor să vă așa, dar va veni timpul că se vor așeza lucruri. Ok. Dar este bine să spuneți așa. Dar s-o prânge apa fost la ceilalți, pe porțiunea noastră. Este, îl întreținem noi după aia, după 5 ani de zile sau intră... După 5 ani de zile ar trebui să putem înapoi către domnul Iglesia. Mai facem un act. Eu întreb pentru că dacă o să se facă lucrări prin sat, iar prin, eu știu, vine crapul sau ceva. Avem oportunitatea de a-i strage să facă la loc înapoi. Deci, domnul Îngureanu, legea construcțiilor zice clar, drumul va fi adus la starea inițială. Dacă ai balastru, balastru se va primări. Dacă ai asfalt, se face normal. Dar, eu înțeleg. Așa s-a făcut și la Tisești. Nu știu dacă ați fost de acolo, s-a dus la starea inițială, dar numai pe porțiunea respectivă. Dar nu. E aceeași treabă, numai că aici s-a tot decopertat și s-a făcut înapoi. Normal. Da. Iar dincolo pe Tisești. Eu vreau ca să nu ajungem exact în situația aia. Asta mai este. Bă, nu are lucrurile grave. Deci nu. Mai are la forma inițială. Da? Mai are. Da, domnule. Deci, avem o închisă ședință. Aș vrea să vă mai întreb.